De tot cufundat eram în păcatul lumii și pe Iisus nu știam nici vestea salvării. Haideți să ne ridicăm. De tot cufundat eram în păcatul lumii și pe Iisus nu știam nici vestea salvării. Toți cei ce ați venit în seara aceasta în locul acesta, m-am gândit la prima cântare care a cântat orchestra, cu nerăbdare aștept ziua când Iisus va veni. Există însă pentru cel păcătos o zi care nu se va uita niciodată și ziua aceea ne îndreaptă spre veșnicie, spre ziua când cel care va veni a venit întâi la noi ca să ne cheme din păcat și să ne ridice la gloria Lui. Fie și seara aceasta o seară de cercetare pentru noi, o seară de încurajare și o seară de părtășie. Mulțumim Domnului pentru fiecare și haideți să ne deschidem inimile în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ne închinăm înaintea Ta cu mulțumire în inimile noastre
Noi care ne-am cunoscut puterea păcatului și în fiecare zi suntem ispitiți și încercați de el, dar îți mulțumim, Doamne, pentru că în tine am găsit biruința. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat scăpare și, Doamne, nu numai că în viața aceasta simțim atât de multe binecuvântări în umblarea cu tine, dar te lăudăm pentru darul vieții veșnice. Și te lăudăm, Doamne Dumnezeule, că la sfârșitul alergării pe pământul acesta ai pregătit un loc pentru noi, așa cum ne-ai spus, unde ești tu să fim și noi. Binecuvintează strângerea noastră la oaltă în seara aceasta, ne binecuvintează împreună pe fiecare, venim înaintea ta cu bucuriile sau necazurile noastre. Doamne, ascultă rugăciunea în seara aceasta și te rog frumos să te înduri de toți cei bolnavi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai îngăduit ca Andrew Phillips să vină pe pământul acesta. Binecuvintează-l pe el, pe sora Magda, pe Dan, Doamne, întreaga familie, pe Christian. Binecuvintează-o și pe sora Fark. Binecuvintează-o și pe Alexandra. Îți mulțumim pentru copiii bisericii. Doamne Dumnezeule, dă-le sănătate. Fie ca prezența ta să-i umbrească în casele lor, împreună cu tații lor și mamele lor, în casa ta, în locul acesta unde se învață cuvântul tău. Binecuvintează, te rugăm, și lucrarea din ziua aceasta. Binecuvintează pe fratele Dorin Simon, lucrarea care o face la Des Plains. Dă-i har și dă, Doamne Dumnezeule, ca puterea cuvântului tău să cerceteze inimile de acolo. Binecuvintează și pe fratele Ionuț Deliu, binecuvintează fica lui și căsătoria care au încheiat-o astăzi. Binecuvintează lucrarea de la First Romanian Baptist Church. Binecuvintează și pe fratele Sorin Sabău. Dă-i har și lui în lucrarea ta împreună cu Biserica El Roy și fie puterea ta peste toți cei ce se închină acolo. Binecuvintează-l și pe fratele Daniel Chiu, îți mulțumesc pentru colaborarea lui și întărește-l și pe el în această lucrare sfântă. Binecuvintează și pe fratele Buni Cocar, binecuvintează, Doamne Dumnezeule, lucrarea care se face acolo. Binecuvintează toate bisericile. Amin. Doamne, ne dăm seama că diavolul încearcă cu orice cale să aducă dezbinare și să aducă frământare, dar Tu ai venit să faci pace. Fie pacea Ta care să ne însuflețească. Iartă-ne, Doamne, ori de câte ori n-am fost oameni ai păcii. Și te rugăm să ne curățești inimile și în seara aceasta. Și vrem din toată inima să-L proslăvim pe Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care a venit să ridice păcatul lumii. În numele Lui, Doamne Dumnezeule, arată-ți puterea în adunarea noastră. Și întărește-ne și fă-ne, Doamne Dumnezeule, să simțim prezența Ta, care să umple locul acesta. În numele Domnului Iisus te laud pentru că ne asculți. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Să nu ne lași părăsiți nici când spune refrenul cântării. În această oră, Doamne, te rugăm să iei parte Tu cu noi. În această oră, Doamne, te rugăm să-i parte Tu cu noi. Să ne ajuți cum îți cântăm și te laudăm, întotdeauna fi cu noi. Să nu ne lași părăsiți nici când, căci noi trăim. Nostrum tui
Doamne, noi îți mulțumim pentru bunătatea ta, pentru dragostea din tine și iubirea ta. Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui
să ți se clatine piciorul, cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. Amin. Îți mulțumim pentru seara aceasta și îți mulțumim pentru că ne dai ocazia să te lăudăm din nou cu vocile noastre. Ajută-ne ca privirea noastră să fie îndreptată spre cerul de unde ne vine ajutorul. Și atunci când părem descurajați și simțim că nu întocmai merg lucrurile așa cum le-am planificat, știm că planul tău este mai măreț și mai bun decât ideile noastre. Și te lăudăm pentru lucrul acesta. Ne încredem din plin în tine, ne încredem cu toată inima în tine și dorim ca purtarea ta de grijă să fie peste noi în continuare. Dorim ca harul tău să fie din nou revărsat din belșug pentru fiecare dintre noi, peste fiecare dintre noi, de la copil la om în vârstă în această seară. Sfințește și cuvântul tău și pe cel care îl va rosti și binecuvintează inimile noastre cu acest cuvânt pentru îndreptare, pentru mustrare, pentru încurajare. Și fă-ți lucrarea, Doamne, din plin în viețile fiecăruia dintre noi. Binecuvintează copilașii care astăzi deschid gura să te laude pe tine. Îți mulțumim pentru dorința lor sinceră de a fi în casa ta și de a fi parte din închinare. Îți mulțumim pentru cei care se ocupă de ei. Binecuvintează pe fiecare în parte. Binecuvintează-ne familiile cu ascultare și temere de tine. Ajută-ne ca în frică de tine să ne purtăm credința mai departe. Nu pentru slava noastră, ci pentru slava Fiului tău. Amin. Te rugăm. Și prin toate bisericile din Chicago, Doamne. Amin. Dă har, Doamne, să-și ajută ca oamenii să se întoarcă la tine, Doamne. Amin. Ajută-ne să fim o lumină pentru cei care intră în biserică, Doamne. Te rugăm. Cei din afară, Doamne. Amin. Ajută-ne, Doamne, ca viața noastră să fie într-adevăr schimbată, Doamne. Te rog frumos ca Tu să luminezi prin noi, Doamne. Amin. Binecuvintează-ne în seara aceasta și rămâi cu noi în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Iartă-ne, Iisus. Te rog, Doamne, să ne înveți, Doamne, să ne dai credință și răbdare, să ne mulțumim pe Tine, Doamne. Amin. Amin. Fii și înaintea Ta în această seară, Tatăl Ceresc, să-ți mulțumesc că ești Dumnezeul nostru, că ești Dumnezeul nostru, că ești nădejdea și bucuria noastră. Îți mulțumim că ești cu noi în fiecare clipă și ne lași singur, Doamne, să încep niciodată. Îți mulțumim că ne vei putea de grijă în continuare, că ne vei ajuta să găsim un locaș potrivit pentru noi, Doamne, să și cu tot ce avem nevoie, ne încredințăm în brațul Tău, Doamne, să ca Tu să ne porți de grijă. Te rugăm să ne mintezi cu familia noastră, copilașilor, te rugăm. Să ne ajuți ca să creștem cu frică și temere de Tine, să fim un exemplu pentru ei, Doamne, să și să ne ajut să fim buni și așa cum îți place Ție, în numele Sfântului Iisus Hristos, mă rugă. Amin. Doamne, să îți mulțumim că ne-ai adus aici pe bine. Îți mulțumim. Îți mulțumim pentru biserica asta și că ne-ai adus și că ești cu noi. Și îți mulțumim. Te rog să fii cu cei bolnavi. Amin. Te rugăm. Te rugăm. Îți mulțumim că ai fost cu Alexandra și te rugăm să ajuți cum începe să audă. Amin. Amin. Glorie ți. Amin. Amin. Da, da. Te rugăm. Amin. 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 Sfânt. Sfânt. Amin. Amin. Amen.
Amin. Amin. Marea Biserică Universală. Îți mulțumim că, deși suntem puțin ca număr, cu tine suntem mai mult decât biruitori. Îți mulțumim că tu privești la inima noastră. Și ne deschidem inima ca tu să te uiți în inima noastră și să curățești tot ce-i murdar în ea. Vrem, Doamne, cu tot din adinsul să fim plăcuți înainte. Sfințește-ne și în seara aceasta. Te rog, ia pe robul tău în mâna ta. Pune tu cuvântul tău cerești și sfânt în cură. Vorbește-ne și ajută-ne să înțelegem ce ne spui fiecăruia în parte. Dă-ne tu din nou direcție și care luminată de tine, ca să nu greșim împotriva ta. Îți mulțumim că ești cu toți aceia care te caută. Îți mulțumim că tu nu respingi pe nimeni, că ești gata să ierți, să mângâi, să ridici. Ajută-ne să facem și noi la fel. Amin. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. În meritele Domnului Iisus. Amin. 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 Doamne, îți mulțumesc și eu pentru că tu ești același ieri și acest. Îți mulțumesc pentru că numai la tine putem veni cu mijlocul noastre, sau de noastre.
L-ai promis acolo unde doi sau trei sunt în numele Tău, Doamne, Tu ești acolo, Te rog alături de noi, Doamne, Te rog să ne dai o inimă care să Te caute pe Tine, Doamne, Te rog să îndepărtezi ceea ce nu este după voia Ta, Te rog să îndepărtezi orice gând de mândrie, orice gând de mândrie, Doamne, orice nu este bun, Doamne, Te rog ca Tu să-L îndepărtezi, Doamne, Te rog să ne binecuvintezi, Doamne, și ajută să nu ne strângem pentru slava noastră, Doamne, ajută să ne strângem pentru gloria numelui Tău, Doamne, lucrarea de aici, Doamne, Doamne, Te rog să ne încerci cuvântul în această seară, Doamne, și ajută-ne să-L ascultăm, Doamne, și să-L împlinim în vieții noastre. Te rog să ne ieși, Doamne, pentru că eu personal, săptămâna care a trecut, dar am greșit foarte mult, Te rog să mă plăcești, Doamne, să rog să pui mâna pe cuvinte, Doamne, casa mea, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să-ți rămâne credincioși, pune-ne chemat în slavă, fii glorificat și numele Domnului Iisus, m-am rugat și te rog să mă ascult. Amin. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne ajuți ca și după masa aceasta să ne deschidem inima la cuvântul Tău. Dorim, Doamne, ca Tu să ne vorbești, dorim, Doamne, ca El să ne cerceteze și prin El, Doamne, să schimbi viața noastră după voia Ta. Doamne, Te rugăm ca Tu să binecuvântezi robul Tău, îmbracă-L în Tine, sfințește-L și Te rugăm ca Tu să-i dai cuvânt potrivit să ne vorbești prin El. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Să-i cerem Domnului prin cântare, lăsați Duhul Sfânt, lasă, Doamne, Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de orice blestem și păcat. Să ne libereze.
blestem și băgat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea, ce Iisus le-a lăsat. Amin. Se zice, haidem la casa Domnului. Psalm 119 cu 143. Necazul și strâmbturarea mă ajung, dar poruncile tale sunt desfătarea mea. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie. Dă-mi pricepere ca să trăiesc. Matei 5 cu 14 și 16. Voi sunteți lumina lumii, tot așa să luminez și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Thank you.
cântarea aceasta în engleză este Sweet Holy Spirit, rugăciune ca Duhul lui Dumnezeu să coboare și să zidească inimile copiilor săi. Întotdeauna caut să-mi aduc aminte să mă rog pentru dumneavoastră în fiecare zi. În ziua aceasta, însă venind spre biserică, în ploaia asta torențială, când traficul s-a oprit, am simțit și mai intens să mă rog pentru toți aceia care conduce spre casa Domnului și slavă Domnului că am ajuns cu bine. E bine să fim aici și mă nădăjduiesc ca Domnul în seara aceasta să umple inimile noastre de prezența și de bucuria pe care El o poate da. Avem aici un trandafir și acest trandafir vestește venirea pe lume a lui Andrew Philip Vasilescu. Sora Magda a născut pe 10 iunie pe Andrew Philip Vasilescu. Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-l binecuvinteze pe Christian și întreaga familie și să facă ca la numărul copiilor să se mai adauge încă o voce spre slava lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze toți copilașii. Întotdeauna sunt deosebiți în cântarea lor, în rugăciunile lor și mulțumim Domnului pentru ei. M-am rugat la rugăciunea de deschidere pentru mulți frați păstori din zona noastră. Mulțumesc Domnului pentru fratele păstor Cristi Crăciun. Dânsul va predica cuvântul și Domnul să-l binecuvinteze în seara aceasta în lucrarea pe care o face aici și bisericile unde Domnul l-a așezat să lucreze în țară. Domnul să binecuvinteze și lucrarea din bisericile românești, oriunde se face în seara aceasta. Anunț că sâmbăta viitoare, la ora 7, va fi serviciu de evangelizare cu fratele Dorin, păstor Dorin Simu, la Desplace. Deci, sâmbătă, la ora 7, ne vom întâlni la serviciul de evangelizare. Duminică dimineața va fi serviciul obișnuit aici, la Biserica Emanuel, iar după masa vom fi din nou la Biserica Des Plains. Nu va fi serviciu de închinare, ci va fi binecuvântarea copilului lui Jeff și Aurora și am fost invitat să fim acolo. Domnul să binecuvinteze lucrarea Lui pentru slava și gloria Lui. Ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări. Thank you.
cruce al său sânge a dus. Trupul inimii s-au străbus, doar pentru păcatul meu muri pe Golgota. Dumnezeu îi spune apostolului Pavel când vine cu o rugăminte personală ca Dumnezeu să-i ia țăpușul, spune: harul meu
îți este de ajuns. Harul Dumnezeu este bogat. Harul Dumnezeu este ca un profesor care ne învață ceea ce să facem. Harul Dumnezeu ne schimbă. Harul Dumnezeu este darul cel mai mare pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și numele Lui este Iisus Hristos. Amin. Amin. Înainte să citim cuvântul, aș vrea să vă spun o întâmplare. Și e vorba despre un tânăr care s-a îndrăgostit și el de câteva ori, dar a avut eșecuri. Și atunci a căzut așa într-o depresie și a găsit plăcere în a mânca. Și a început să mănânce și dintr-o dată s-a schimbat și metabolismul lui și vrea tot mai multă mâncare. Și a început să se îngrașe. Și a încercat diete, n-a reușit nici cum să se înfrâneze, n-a reușit nici cum să scape de problema aceasta a câștiga în kilograme. Când a ajuns foarte gras, părinții au intervenit și au zis, nu mai merge așa. Și l-au dus la specialist, l-au dus la doctor să vadă, măi, ce are ăsta? Ăștia au zis, glanda e dereglată, chimicalele în el au luat o rasna. L-au dus la un nutriționist, ăsta a zis, hai că facem noi o dietă, nu știu ce. N-a mers nimic. Tânărul nostru căpăta în kilograme. Depresia era mai mare, problemele lui erau mai grave. Așa că, într-o ultimă sforțare, părinții s-au dus la păstor și au zis, frate păstor, tu ești omul lui Dumnezeu. Și, frate păstor, uite problema noastră, roagă-te pentru noi și dă-ne o soluție, spune ce să mai facem. Și păstorul, după ce s-a gândit și s-a rugat, a chemat pe părinți și a spus, nu vă fie teamă, Dumnezeu poate să facă totul. Și a venit cu un plan și a spus, spuneți băiatul dumneavoastră, mâine dimineață, să fie pregătit să se îmbrace, să-și ia ceva training pe el, niște tenis în picioare și să fie pregătit că vin să alerg cu el. Pentru că era un păstor respectat. Părinții au zis, frate păstor, vă mulțumim tare mult. Vă mulțumim pentru efortul dumneavoastră, vă mulțumim pentru timpul dumneavoastră. A doua zi dimineață sună soneria, tânărul nostru acolo pe un lazy boy de la pe un cer de la mare, de-abia s-a încălțat să duce la ușă, greoi, și deschide ușa de rușine, nu că ar fi dorit el să alerge împreună cu partenerul de alergat. Și când deschide ușa, înaintea lui o tânără frumoasă, o tânără din biserică la care el ar fi dorit, dar nici măcar nu se gândea că ar putea vreodată fata asta să-i bată la ușă. Și fata vine cu un mesaj și spune, m-a trimis fratele păstor și să spun un mesaj. A spus că în ziua în care mă prinzi, am să fiu soția ta. Inima încărcată de grăsime de acum a început să bată mai repede. Și tânărul imediat să năpustească asupra fetei. Însă fata era suplă și era iute de picior, așa că a luat-o la fugă. A coborât tânărul, a fugit după ea vreo 50 de metri și n-a mai putut. Și tânăra îi spune, nu-i nimic, vin și mâine. Și a doua zi din nou vine, și a treia zi, și începe o rutină de asta și după câteva săptămâni, tânărul începe să se simtă mai bine. Trec câteva luni și începe să se vadă schimbare. După o perioadă mai lungă de timp, tânărul se trezește de dimineață, face flotări, își face încălzirea și abia așteaptă, are o motivație extraordinară. Și vine ziua când aproape a pus mâna pe ea și a zis, mâine pun mâna pe ea și până la altar nu mă opresc. Vine seara, se culcă mai devreme, are program de acum, se trezește dis de dimineață, mulțumește Dumnezeu, se pregătește, încălțat, îmbrăcat, șiretele strânse la papuci și stă pregătit. Și aude soneria. Și se duce și deschide ușa și vrea să dea năvală.
Și când deschide ușa, înaintea lui stă o tânără din biserică, grasă, cum era el înainte. Și tânăra îi spune: m-a trimis fratele păstor cu un mesaj și a spus că în ziua în care te voi prinde, vei fi soțul meu. Și ceea ce învățăm din lucrul acesta este că fiecare din noi avem nevoie de motivație, așa-i? Pentru a alerga bine pe calea lui Dumnezeu, pentru a alerga bine în viață, avem nevoie să fim motivați de ceva. Și câteodată Dumnezeu ne motivează prin bunătatea Lui, așa-i? Și alergăm și ascultăm de Domnul, pentru că Dumnezeu este bun cu noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și a merge, a te îndemna la pocăință înseamnă să fii motivat, să te schimbi în fiecare zi, să fii transformat în chipul lui Hristos. Sau Hristos să ia chip în tine. Dar câteodată Dumnezeu lasă ca strâmtorarea să vină și încercarea să vină peste noi. Și Dumnezeu câteodată zdrobește ființa noastră. O, dar și încercarea și necazul ne îndeamnă tot la pocăință, amin? Dumnezeu lucrează când într-un fel, cât într-altul. Dar lucru care poate cel mai frumos, care ne motivează pe noi creștini, este cuvântul lui Dumnezeu, așa-i? Când citim și ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, ne apropiem de Dumnezeu însuși. Cuvântul lui Dumnezeu ne motivează să alergăm bine, să nu devenim leneși, să nu devenim bolnavi. De aceea în seara aceasta ne apropiem din nou de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea creștinii au o zi pe săptămână și lucru cel mai important, lucru cel mai frumos, toate lucrurile sunt importante ce le facem la biserică, dar lucru care ne motivează ca să alergăm încă o săptămână în care am intrat, să alergăm bine, este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. De aceea este un har și o mare bucurie să stăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Acestea fiind spuse, vă invit să ne ridicăm și să deschidem la 1 Corinteni, epistola lui Pavel, prima epistolă către credincioșii din Corint. Și la capitolul 1, de la versetul 1, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul spune așa, pagina 1111, 1111, capitolul 1, de la versetul 1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru că pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la al Cloiei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: eu sunt al lui Pavel, și eu al lui Apollo, și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Ștefana. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fi făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii
Este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Amin. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Și rog cu voce tare pe fratele Dorel să ne conducă în rugăciune. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Am citit undeva că în anii 1960, în anii 60 din acest secol 20, în Statele Unite, era un slogan care era folosit și anume, ei spuneau da pentru Iisus, dar nu pentru biserică. Spuneau, da, pentru Iisus, suntem de acord cu Iisus, iubim pe Iisus, îl cinstim pe Iisus, dar nu cinstim, nu iubim biserica și nu vrem, nu ne aduceți în biserică. Și acel om care spunea lucrul acesta, spunea că acest slogan putea fi folosit și în anii 50-56, după Hristos, în biserica din Corint, în care oamenii ar fi putut să spună, da, pentru Iisus, dar nu pentru biserică. O, ne place de Iisus pe care îl propovăduiți voi, am auzit că a fost om înțelept, dar când ne uităm în biserica voastră și ceea ce vedem acolo, ne face să spunem nu. Și parcă trăim și astăzi vremea în care oamenii sunt de acord și spun da pentru Iisus. Unii chiar fac rugăciunea aceasta și spun, îmi dau și eu viața și cred în Domnul Iisus Hristos. Și cred că dacă ar fi să întrebăm pe oamenii din Chicago, poate că 70% ar spune, da, eu cred în Iisus. Dar dacă îi întrebăm câți vin la biserică și cât de mult apreciază biserica și frecventează și slujesc în biserică, am putea să observăm că lucrurile se schimbă, poate doar 30% din cei 70%, sau poate nici atât. În Corint, în biserica locală din Corint, erau probleme. Și, din nefericire, problemele bisericii n-au rămas în interiorul bisericii. Pentru o perioadă poți ascunzi lucrurile și apoi lucrurile sunt cunoscute și în afară. Noi știm că cartea aceasta, 1 Corinteni, este o epistolă pastorală. Este o scrisoare trimisă unei biserici locale și o epistola pastorală poate să fie trimisă unei singure biserici sau unui cerc de biserici.
pentru a da rezolvare, o rezolvare pastorală pentru problemele spirituale ale unei biserici. Și când citim conținutul acestei epistole, putem să observăm că care sunt unele din problemele care existau, problemele spirituale care existau în această biserică. Le-am împărțit în trei. Sunt multe lucruri pe care Apostolul Pavel le spune în prima epistolă către Corinteni, dar trei lucruri aș vrea să vedem în mare. În primul rând, biserica din Corint era o biserică murdară sau mânjită. Unii din membrii bisericii erau vinovați de imoralitate sexuală, până acolo încât unul dintre ei trăia cu nevasta tatălui său. Și spune Apostolul Pavel, curvie dintre acestea nici la neamuri nu s-a întâlnit. Alți membri erau bețivi și citim că se îmbătau, vineau la cina Domnului și unii se îmbuibau și alții se îmbătau. Alții foloseau harul lui Dumnezeu pentru a-și trăi viața lor în firea pământească. Și dacă citiți epistola, veți observa de câteva ori că Apostolul Pavel spune, tot firești sunteți. N-am putut să vorbesc altcumva, ci ar trebui să vorbesc ca unor copii, pentru că sunteți firești. Și era o biserică mânjită. Dar un alt lucru pe care îl observăm este că biserica din Corint era și o biserică împărțită. Era o biserică ruptă. Cel puțin patru grupări de oameni, cel puțin patru partide care aspirau la conducere. Apostolul Pavel vine și spune, căci fraților, versetul 11, am aflat despre voi de la Alcloe că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Chifa și eu al lui Apollo și alții spun, eu sunt al lui Hristos. Oamenii aceștia n-au știut cum să privească pe slujitorii lui Dumnezeu. Așa să înțelegem că atât Pavel a fost slujitorul lui Dumnezeu, apostol și un om transformat de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu și a făcut dintr-un prigonitor, a făcut un propovăduitor. A făcut Dumnezeu, l-a schimbat pe omul acesta dintr-un om cu o inimă atât de rea și de cruntă, încât stătea și păzea hainele celor care omorau cu pietre pe cei nevinovați. L-a făcut din omul acesta un om care să iubească și să-și pună viața în primejdie, să-și dedice viața cu tot ce a avut el, toată înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, toată puterea pe care a avut-o, toate cunoștințele lui, un om care a călătorit atât de mult în vremea aceea când se călătorea atât de greu, un om care a luat bătaie pentru Hristos, un om care a fost lăsat odată aproape mort. Și mulți comentatori spun că a fost mort. Și apoi au venit frații și au pus, s-au înat în jurul lui, s-au rugat și a intrat din nou în cetate și a propovăduit Evanghelia mai departe. Apostolul Pavel a fost un om extraordinar. Puteai să te uiți la el și să zici, vreau să fiu urmașul lui Apollo, lui Pavel. Apoi spune, alții care vin și spun, noi suntem al lui Apollo. Apollo a fost un tânăr. În comparație cu Apostolul Pavel, a fost altceva. Un tânăr care ne spune cuvântul lui Dumnezeu și dacă deschidem în Fapte capitolul 18, găsim aici câteva cuvinte despre acest tânăr. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, după ce a petrecut câteva vreme de la versetul 23 în Fapte 18, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta, Apollo, avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ceea ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăsneală în sinagogă. Acuila și Priscila, oamenii la care și Apostolul Pavel a tras în Corint, oameni care erau de bază, o familie care slujea în Corint. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine.
Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Și apoi versetul 1 din capitolul 19, pe când era Apolo în Corint. Apolo, care merge în Ahaia, un om tare în Scripturi, un om cu darul vorbirii, dar spune cuvântul despre el, un om care era gata să învețe. Acuila și Priscila i-au spus mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. A învățat lucrul acesta și un om care scopul lui era să dovedească că Iisus este Hristosul, este Mesia. Și spune cuvântul despre Apolo, a ajutat mult. Omul acesta, prin lucrarea pe care a făcut-o, spune, a ajutat mult. N-a fost un terchea berchea, n-a fost un om lacom după câștig, n-a fost un om care să vină să bage zânzanii, nu! A venit și a făcut lucrarea lui Dumnezeu și a ajutat mult! Apoi spune, sunt alții între voi care spun, noi suntem al lui Chifa, al lui Petru. O, cine să nu aibă autoritate mai mare decât Petru, despre care Domnul Iisus Hristos a spus, pe tine, tu ești Petru, Petros, și pe tine voi zidi biserica mea. Petru, care, la fel, a fost schimbat de Dumnezeu, un exemplu de pocăință, un om simplu, un pescar, un om iute la mânie, un om care scoate sabia și taie în stânga și în dreapta, chiar dacă nu știe, n-are țintă, dă, vrea să taie capul, dar taie numai urechea, vrea să facă bine și face numai rău, dar un om care, când Domnul Iisus Hristos se uită la el și când aude cântatul cocoșului, îi frânt în inima lui. Un om la care se uită ucenicii și când Petru se duce din nou la pescuit, când Domnul moare, ceilalți îi spun, venim și noi cu tine. Un lider, un om cu inițiativă, un om hotărât. O, cine n-ar fi dorit un astfel de om să fie slujitorul lui? Și era a patra grupare de oameni care au spus, ăștia erau, eu cred că ăștia cei mai fățarnici. Spuneam cuiva din biserică că de mult câteodată vin frați din Statele Unite și am întrebat în vreo două cazuri, am întrebat unde mergeți la biserică în Statele Unite? Ce fel de credincioși sunteți? Ca să știu cu cine stau de vorbă. Sunteți baptiști? Sunteți pentecostali? Ce sunteți? Și ei au spus așa, noi suntem în Biserica lui Hristos. Noi nu suntem nici baptiști, noi suntem al lui Hristos. Și parcă îi văd pe ăștia care ridicau capul sus și spuneau, noi suntem al lui Hristos. Și vine Apostolul Pavel la oamenii aceștia care nu știu cum să privească pe slujitorii lui Dumnezeu. Unii disprețuiesc. Și spune la un moment dat Apostolul Pavel, spune, noi suntem în lipsuri, noi suntem în greutăți. Și voi sunteți, iată-vă, stăpâniți, voi sunteți stăpâni. Voi sunteți cei care domniți și noi ce suntem? De bajocura lumii, cei mai nenorociți. Și sunt alții care își pun încrederea și trebuie să vină Apostolul Pavel să spună, cine-i Pavel? Cine-i Chifa? Cine-i Apollo? Ce poate să facă ei dacă nu face Dumnezeu? Oamenii aceștia nu știau să privească pe slujitorii lui Dumnezeu, ci oamenii aceștia știau să se certe, să-și facă singur dreptate și să-și facă partidele lor. O biserică împărțită, divizată. Și în al treilea rând, biserica din Corint era o biserică permisivă. Și pentru că era permisivă, era o biserică degradată și căzută în disgrație, pentru că era foarte, foarte permisivă. Biserica din Corint nu doar că nu s-a mâhnit atunci când și nu au luat măsuri împotriva păcatului, dar se făleau și se lăudau cu îngăduința lor, cu dragostea lor. În capitolul 5, când apostolul Pavel vine și atacă subiectul acesta și rezolvă problema cu imoralitatea sexuală a curvarului din Corint, vine și spune așa, din toate părțile se spun că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgân nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și ascultați ce spune acum. Și voi
v-ați fălit. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit faptul aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus Hristos, voi și Duhul meu fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați alatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Și ascultați ce spune acum. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am spus cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că-și zice frate. Totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. O biserică permisivă care să lăuda, noi primim pe toată lumea. Pe toată lumea primim. Și lucrul acesta face pe Apostolul Pavel să scrie această epistolă pastorală. Să spună, fraților, nu vă lăudați bine. Voi credeți că e bine ce faceți, dar nu vă lăudați bine. O biserică care tolerează păcatul și care nu se frământă pentru a se păstra curată, știți ce devine biserica aceasta? Doar o extensie a lumii în care trăim. Este un trup care poartă numele de biserică răscumpărată a lui Hristos, dar este doar numele. O biserică divizată, o biserică împărțită, este ca un trup sfârtecat, e ca un trup făcut bucăți, dar care totuși crede că formează un singur trup. Când într-o biserică se regăsește necurăția împletită cu dezbinarea și cu permisivitatea, cu tolerarea păcatului, atunci o astfel de biserică cade în disgrație. O astfel de biserică locală nu mai este plăcută nici Domnului și nu mai este de folos nici lumii în care este așezată. Iar Evanghelia lui Hristos, să știți că rămâne ascunsă și ignorată. Efortul și energia oamenilor dintr-o astfel de biserică, tot efortul lor și energia lor se consumă și e risipit pe lucruri care nu sunt de niciun folos. Mărturia sau numele bun al lumii biserici, aș vrea să înțelegem că este mai de preț decât aurul, dolarul sau contul visteriei unei biserici. Mărturia bună. Puterea unei biserici, să știți că stă întotdeauna în curăția ei, în ascultarea ei de cuvântul adevărului și în umblarea și ascultarea de Duhul lui Dumnezeu, călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Dacă nu este Duhul lui Dumnezeu, dacă nu este cuvântul adevărului și dacă nu este curăție în trupul lui Hristos, biserica aceea este lepădată de Hristos. Biserica aceea se va închide, Dumnezeu are grijă de fiecare copil care e a Lui, dar biserica aceea cade în disgrație. Biserica din Corint, cred că a ajuns în această stare datorită faptului că au permis ca păcatul din Corint să intre în biserică. Aș vrea să fim foarte clari.
Biserica trebuie să primească pe toți păcătoșii. Pe absolut toți păcătoșii. Biserica trebuie să fie un loc de înviere pentru păcătoși. Un loc de mântuire pentru cei păcătoși. Dar păcatul trebuie să rămână afară, la ușă. Păcatul trebuie să rămână afară, la ușă. Corintul era cunoscut că puteai să-ți îndeplinești orice viciu. Era un fel de Las Vegas al zilelor trecute. Mai bun că aveau și un port acolo. În Las Vegas am înțeles că e pustiu, e deșert. Dar dacă vrei să-ți împlinești vreo dorință, să-ți împlinești viciile, Filipom, te duceai la Corint. Era suficient pe vremea aceea să spui un om și să-l numești corintian. Și să spui, ăsta e un corintian. Și era ca o ștampilă pusă pe el. Ăsta e un om lumesc, un om firesc, un om plin de vicii. Filozofii multe. Însă Corintul era un oraș foarte mândru de realizările ei. Și lucrurile acestea au pătruns în biserică. Când Apostolul Pavel scrie în Romani, când scrie epistola către Romani, Apostolul Pavel se află în Corint. Și Apostolul Pavel se uită pe geam afară, se uită și vede ce e în Corint. Și el vine și prezintă lumea de astăzi și spune așa: femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nesăcotitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Cam asta era descrierea spirituală a Corintului. Și când în biserică chipul viacului își face loc, când într-o adunare ai oameni mândri, oameni care se bazează pe înțelepciunea omului și oameni care îmbrățișează stilul de viață lumesc, aș vrea să vă spun că adunarea aceea are mari, mari probleme. Și astfel de probleme avea biserica din Corint. Mai cunoașteți astfel de biserici? Mai sunt oare și în ziua de astăzi astfel de biserici? Mânjite, dezbinate și permisive? Mai cunoașteți? Mai contează oare ce a spus Apostolul Pavel atunci bisericii din Corint? Mai e valabil și pentru noi astăzi? Aș vrea să ne uităm cu mare băgare de seamă la cum sau ce le scrie Apostolul Pavel acestor oameni. Ce poți să le scrii? Dacă ai fi apostol, dacă ai fi păstorul, plantatorul, că el, Apostolul Pavel a plantat biserica din Corint, ce ai scrie unor astfel de oameni? Ce poți să faci? Apostolul Pavel vine și le aduce aminte în capitolul 1 de chemarea, lucrurile la care au fost chemați fiecare în parte. Aduce aminte bisericii chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Ați auzit probabil întâmplarea aceea în care doi români merg cu trenul. Unul are pachetul la el și sunt în călătorie lungă, are mâncare la el și celălalt nu are nimica.
Și se apucă unul, deschide pachetul și mănâncă și celălalt se aliviază și se tot gândește cum să mă bag și eu în seamă să capăt și eu ceva. Și la un moment dat se gândește el așa și zice, domnule, zice, pe mine mă cheamă Popa, ca să facă conversație. La care celălalt se uită, no, bine, dacă te cheamă, du-te. Și l-a rezolvat. Dar pe noi ne-a chemat Hristos. Și dacă ne-a chemat Hristos, dacă suntem membri în trupul lui Hristos și spunem, am fost chemați de Hristos, am fost mulși din mijlocul acestui viac rău, am fost chemați din întuneric la lumină, să ne aducem aminte de chemarea pe care Hristos ne-a făcut-o. Și în primul rând, Apostolul Pavel vine și spune, dacă ești al lui Hristos, ești chemat să fii sfânt. Dacă ești al lui Hristos, nu uita! Nu ești chemat pentru foarte multe lucruri în ceea ce privește înțelepciunea veacului acestuia. Ci dacă ești al lui Hristos, ești chemat să fii sfânt. De aceea Apostolul Pavel vine și spune, Pavel chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Și aici vorbește Apostolul Pavel despre două feluri de sfințenie. Este sfințenia pozițională în Hristos. Au fost voi care ați fost sfințiți în Hristos. E sfințenia pe care o căpătăm, sau zic teologii, e imputarea sfințeniei. Luăm neprihănirea lui Hristos. În El noi suntem sfințiți înaintea lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel vine și vorbește nu doar despre o sfințenie pozițională. Și astăzi toată lumea spune, vorbește, să avem neprihănirea lui Hristos, luați haina lui Hristos, ne îmbrăcăm cu cămașa lui Hristos și suntem sfinți în Hristos și viața noastră e păcătoasă și trăim în păcat. Și Apostolul Pavel vine și spune, cei care ați fost sfințiți în Hristos și chemați să fiți sfinți. Și vorbește și despre această sfințenie practicată, această sfințenie trăită. Sunteți chemați să fiți sfinți. Nu doar că ați fost curățiți, sunteți chemați să trăiți curați. Aduceți-vă aminte la ce ați fost chemați. Aduceți-vă aminte. Ești pus deoparte de Dumnezeu. Sunteți al lui Hristos. Sunteți câștigați de El. Și citeam cu fratele Bogdan, cred că ieri sau alaltă ieri, citea din Vechiul Testament și mi-am adus aminte din Noul Testament de un verset pe care Apostolul Petru vine și spune și Pavel și Petru și toți predică același lucru. E cuvântul lui Dumnezeu și spune Petru așa. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Vă sfătuiesc, prea iubiților, ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Trăiți în sfințenie, sunteți puși deoparte, sunteți aleși. Trăiți în sfințenie pentru că Dumnezeu te-a echipat, ți-a dat tot ce ai nevoie. Nimeni nu poate să spună, nu putem să trăim în sfințenie. Dumnezeu a dat tot ce trebuie și spune cuvântul lui Dumnezeu la versetul 4, spune mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El a fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. A fost îmbogățiți, nu prin puterea voastră, ci prin harul lui Dumnezeu. A lăsat Dumnezeu biserica. A lăsat Dumnezeu lucrători, a lăsat Dumnezeu frați, a lăsat frați și surori care să te ajute. Oameni care au trecut prin viață, oameni care au trecut pe acolo, care ei au alte probleme poate, dar pe acolo știu și te ajută. Sunteți îmbogățiți, trăiți sfinți, aduceți-vă aminte de chemarea aceasta. Trăiți sfinți și aduceți-vă de chemarea că ai fost chemat să fii sfânt.
pentru că Hristos va reveni. Voi așteptați să vină Hristos, de aceea trebuie să vă curățiți. Amin? El este Mântuitorul, dar este și Judecătorul. El este Stăpânul, El este fratele nostru, îl numim noi. Dar nu uitați că El este Stăpânul și noi suntem robii. Și vai de robul acela, spune Luca, în capitolul 12, la versetul 45. Dacă robul acela zice în inima lui, Stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe sluși și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere și mai mult. Fiți sfinți! Că vine Hristos. O, ne-a dat Dumnezeu, dar ne și cere Dumnezeu. De aceea nu uita, dacă ești al lui Hristos, ești chemat să fii sfânt. Al doilea lucru pe care, a doua chemare pe care Apostolul Pavel le aduce aminte acestor credincioși, este aceasta. Dacă ești chemat, dacă ești al lui Hristos, ești chemat la părtășie în unitate în Hristos. Dacă ești al lui Hristos, ești chemat la părtășie în unitate și unitatea asta trebuie să fie în Hristos. Nu în Pavel, nu în Chifa, nu în Apollo, ci în Hristos. Versetul 10 spune așa, vă îndemn, dar fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Și versetul 9 dinainte spune, credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Chemați la părtășie în Hristos și în unitate. Am uitat de chemarea aceasta. Aș vrea să spun că de multe ori uităm de ea. Eu de multe ori uit. De multe ori mă uit și spun, o, cu fratele ăsta, nu crede ca mine, nu cred ca el. Dar suntem chemați să fim în Hristos una. Mă gândesc că problemele acestea care au fost atunci, le avem și noi în țară și că le aveți și voi aici, la Chicago. Și te întreabă, tu a cui ești? Păi eu s-a lui Chiu. Tu a cui ești? Eu s-a lui Popovici. Tu a cui ești? Eu s-a lui Deliu. Eu s-a lui Vrâncilă. Eu s-a lui cine mai este acum? O, frați și surori, atât de ușor. E atât de ușor să ne legăm inima de un om și să ne încredem într-un om și să uităm că am fost chemați de Dumnezeu la părtășie cu Iisus Hristos. Asta e chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu, oricât ar fi el de bun, să știți că n-a murit pentru voi. Și eu sunt unul din păstori. N-am murit pentru nicio oiță de-a mea. Și dacă aș fi murit, ar fi fost în zadar. N-ar fi fost primită jertfa aceasta ca să ispășească păcatul cuiva, nici măcar păcatele mele. Hristos a murit. În numele Lui am fost botezați. Și Apostolul Pavel vine și pune niște întrebări. Poate fi Hristos împărțit? Spuneți dumneavoastră. Putem să rupem pe Hristos, așa cum rupem noi bisericile, să rupem trupul lui Hristos, poate să-L împărțim, să spunem, noi suntem al lui Hristos și noi suntem al lui Hristos, dar noi suntem rupți unii de alții. Poate fi Hristos împărțit? Poate, și spune a doua întrebare, nu ai fost tu botezat în numele lui Hristos?
Nu Hristos a fost răstignit pentru tine? Și vă întreb eu, nu Hristos trebuie propovăduit ca și Domn? Un slujitor al lui Dumnezeu nu este chemat să-și facă adepți, să-și facă oameni care să-L urmeze pe El, ci trebuie să facă ucenici care să-L urmeze pe Hristos. Amin? Frați și surori, pentru asta să vă rugați pentru păstori. Pentru păstori din America care trăiesc aici, și în România avem. Oameni care vor să arate ce pot să facă ei. Cât de mulți oameni urmează pe ei. Știți, cu numărul. Apostolul Pavel în 1 Corinteni vine și spune, doar Dumnezeu poate să facă să crească. Vine și spune, cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori al Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo au dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Și aici vine și spune Apostolul Pavel, și între slujitori trebuie să fie unitate. Noi suntem tot una. Și spune, noi împreună suntem lucrători pe ogorul lui Dumnezeu. Și aici e o altă metaforă folosită pentru biserică. Biserica este ogorul lui Dumnezeu. Amin? Noi suntem împreună lucrători. Să vă rugați pentru păstorii din Chicago, pentru păstorii români, să-i aducă Dumnezeu la oaltă și să înțeleagă fiecare că unul plivește, altul udă, altul dă cu îngrășământ, altul sapă, altul deselenește. Fiecare are o lucrare diferită. Nu toți sunt la fel, dar să nu uite că împreună ei sunt lucrători și Dumnezeu, doar Dumnezeu poate să facă să crească. Amin. Să vă rugați pentru lucrul acesta. Dacă ești al lui Hristos, ești chemat la părtășie în unitate. Și în al treilea rând și în ultimul rând, dacă ești al lui Hristos, spune Apostolul Pavel, ești chemat să glorifici, să lauzi pe Dumnezeu, să te lauzi în Domnul. Vine Apostolul Pavel și spune, fraților, am fost chemat să predic Evanghelia. Și Evanghelia asta spune, am fost chemat să o predic nu prin înțelepciune, nu prin puterea înțelepciunii sau prin puterea cuvântărilor, a oratoriei, ci am fost chemat să predic Evanghelia prin puterea vestirii, propovăduirii crucii lui Hristos. Amin? La cruce ce am făcut noi? Spuneți dumneavoastră, cu ce ne putem noi lăuda privind la Golgota și la ce s-a întâmplat acolo? Ce am făcut noi acolo? Ce au făcut omenirea? Ce au făcut oamenii la cruce? Eu nu văd, când mă uit la cruce și la ce s-a întâmplat, nu văd decât răutate din partea oamenilor. Nu văd decât nedreptate. Nu văd decât cruzime. Nu văd decât oameni întunecați. Oameni care au luat singurul om care a fost fără păcat. Oameni care au luat pe singurul om care a avut o milă față de cei bolnavi. Nu văd decât oameni care au luat pe singurul om lider religios care a avut milă de păcătoși și s-a apropiat de ei și a stat la masă cu vameșii și a stat la masă și a lăsat pe femeile păcătoase să se apropie de el și a dat iertare de păcate și a dat vindecare și a dat răspunsul la întrebările grele și l-au luat și l-au judecat pe nedrept și au strigat la moarte cu el, răstigniți-l, preferăm pe Baraba. Dați-l înapoi pe tâlharul acela, pe criminalul acela, dați-l nouă. Voi l-ați răstignit, spune Petru. N-avem nici cu ce să ne lăudăm. De aceea propovăduim crucea. De aceea spunem, Dumnezeu iubește lumea aceasta. Dumnezeu care e drept și vrea, trebuie să pedepsească păcatul. Dumnezeu care este mânios față de păcătoși a găsit un mijloc de salvare. Și a pregătit din veșnicie pe Fiul Său să fie mielul care ridică păcatul lumii. Frați și surori, suntem chemați să lăudăm, să ne lăudăm în Domnul. Și Apostolul Pavel vine și spune, propovăduirea noastră n-are nimica din puterea noastră. Dar vine Apostolul Pavel și spune, fraților, uitați-vă între voi, pe cine a ales Dumnezeu? Uitați-vă între voi, sunt între voi mulți înțelepți în felul veacului acestuia?
Frați și surori, aș vrea să spun că am fost în destul de multe biserici, sau hai să spunem destul de puține, dar am fost în câteva biserici în lumea aceasta. Și când stai la amvon și te uiți la oameni, vezi oameni frumoși, unii realizați, cu familii frumoase. Dar se întâmplă altceva când ajungi să-i cunoști pe oameni și să-și pună mărturia, e un lucru foarte interesant. Totdeauna parcă sunt dezamăgit de ceea ce am crezut eu că a fost omul acela. Când ne-a ales Dumnezeu, am fost slabi, neputincioși, robiți. Când te uiți din ce-i formată biserica lui Dumnezeu, ce au fost ei înainte, rămâi uimit și spui, măi, dar Dumnezeu ăsta cum alege? Că nu alege ca noi. Așa-i? Nu alege Dumnezeu ca noi. Spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Și când auzi mărturia cuiva, spui, măi, dar nebun a fost omul ăla. Așa-i? Și a ales Dumnezeu lucrurile astea. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o predică a fratelui Pit Popovici când a fost la noi la seminar. Și sunt două afirmații pe care mi-au rămas în minte, construite doar așa cum el putea să le facă. Și a spus el, așa, vreau să vă predic, și mi-a zis vreo 7 puncte, le-a enumerat la început. Și a spus așa, reducerea la zero. Spune, Dumnezeu, ca să facă ceva din om, trebuie să-l reducă la zero. Și ne-a dat exemplul lui Iosif și mi-aduc aminte și e adevărat. Iosif, care era ceva, era cel mai bine privit, avea haina cea mai frumoasă, era protejatul lui tata, avea cuvântul cel mai crezut, cel mai greu în familie. Trebuie ca să fie vândut, despuiat de haina lui, să ajungă în Egipt, rob, reduce Dumnezeu din el. Ajunge în casa rob, în casa lui Potifar. Îi merg toate bine. Unde pune el mâna, pune și Dumnezeu binecuvântarea și ajunge mare peste casa lui Potifar. Și în sfârșit ar fi putut să zică Iosif, sunt cineva. Și apoi Dumnezeu trimite o încercare peste el. Și ajunge unde? Rob în închisoare. Rob la pușcăriaș. Reducere la zero. Și de acolo Dumnezeu îl ia și îl înalță și îl face al doilea în Egipt. Și prin el mântuiește poporul său. Ne gândim la Moise. Din nou un om pe care Dumnezeu îl alege și îl cheamă să facă lucrarea lui. Așa-i? Și ce face Moise? Moise e crescut la palat de fiica faraonului. Se îngânfă și spune, când află că ăștia evrei sunt frații lui, vrea să facă dreptate și judecată. Se mânie și lovește și ucide. Și Dumnezeu îl trimite 40 de ani. 40 de ani. Mulți dintre noi nu avem 40 de ani de viață. Să stai 40 de ani cioban la oi. 40 de ani în pustie cioban la oi. Să uiți și să vorbești corect. Să nu mai ai curajul nici să privești în fața unui om, că tu ești cioban. Îl reduce Dumnezeu la zero și când a ajuns la zero, vine Dumnezeu și spune, Moise, te trimit în Egipt să scape poporul meu. Doamne, pe mine? Eu sunt un zero. Dumnezeu, așa lucrează El. E înțelepciunea lui Dumnezeu care ne face să ne reduce la zero ca să atârnăm apoi de Domnul. Ca să atârnăm întotdeauna de Dumnezeu. Frați și surori, aș vrea să spun că e cea mai mare binecuvântare când ajungi să te prinzi
cu amândouă mâinile de Dumnezeu să spui, Doamne, Tu ești singura mea salvare. Cum a citit fratele Cosmin din Psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi vine ajutorul? Ajutorul îmi vine la Dumnezeu. O, eu sunt un zero, eu n-am nimic, dar El e infinit, El are totul. Și e o cântare care spune, eu nimic, Tu Dumnezeu, dar ce avem? Eu una. Ne place târgul ăsta. Casa mea și cerul lui. Tot ce avem e una. Să ne lăudăm cu Domnul. Suntem chemați, frați și surori, în serviciile noastre ar trebui să fim înflăcărați, să lăudăm pe Dumnezeu. Cântarea, poezia și mărturia, să știți, nu-s pentru a arăta cât de buni cântăreți suntem noi, nu-s pentru a arăta cât de buni compozitori suntem noi, nu e pentru a arăta cât de înalt am ajuns noi, ci pentru a arăta cât de bun și cât de milos, cât de îndurător și ce mare e puterea lui Dumnezeu care poate să transforme. Chemați să fim sfinți. Chemați să avem părtășie în unitate în Hristos. Și chemați să glorificăm pe Dumnezeu, să ne lăudăm cu Dumnezeu. E citatul cu care încheie Apostolul Pavel, cine se laudă să se laude în Domnul. E un citat din Ieremia, capitolul 9. Și aș vrea să închei cu acest citat. Și aș vrea să-l am tare, tare aminte. Într-o vreme și într-un oraș în care, într-un viac, de fapt, că la toți ne place să ne lăudăm, într-un viac mândru de realizări și de tot ce poate să facă omul, spune așa cuvântul 9 de la versetul 23. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Amin. El să fie lăudat și numele Lui să fie înălțat în ceruri, dar să fie purtat pe pământ de Biserica Lui răscumpărată, cu toată cinstea, acum și în veci. Amin. Lăudat să fie Domnul pentru cuvântul Lui. Haideți să ne ridicăm. N-am cântat cântarea aceasta niciodată în biserică. Aici, Iisus, mai iubit ești mie decât toată lumea. De când ești Tu, amicul meu, am pace în inimă. Ești mie decât toată lumea, de când ești Tu, amicul meu, am pace în inimă. Eu nici nu aș fi cugetat că așa mă iubești. Eu Doamne, prietenii mei, dar pe Tine mai mult,
Tău așa-mi sună, ca un cântec plăcut. Eu nici nu aș fi cugetat, că așa mă iubesc. Eu nici nu aș fi cugetat, că iertare cisești. Ta de n-aș avea, aș fi tot întristat. Eu nici nu aș fi cugetat, că așa mă iubești. Eu nici nu aș fi cugetat, că iertare cinstești. Iubit Iisuse, frumos e la tine, ce bucurie vom avea, sus înălțime. Eu nici nu aș fi cugetat, că așa mă mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul sfânt, mulțumim Domnului pentru fratele Cristi. E o bucurie să ne întoarcem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune de mulțumire. Ne întoarcem la El, păstorul cel bun, și ce potrivită este cântarea după ce auzi de propovăduirea crucii, mesajul care nu trebuie să-l visească niciodată din viața noastră, din Biserica lui Hristos, din trăirea noastră. Unde am fi fără crucea lui Hristos? Sunt unii care am căpătat iertarea, dar venim din nou și din nou și acolo la cruce spunem: ce nespus m-a iubit! Seara aceasta aș vrea să dau ocazia tuturor acelora care poate n-au făcut niciodată pasul acesta să spună: Doamne, acolo la cruce ai murit și pentru mine. Ți-ai dat sângele pentru viața mea, pentru sufletul meu. Aș vrea să ne rugăm, frați și surori, ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. E numai puterea lui Dumnezeu în care ne încredem și aș vrea ca să venim înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim, noi care am fost iertați din nou și din nou. Și să nu uitați, și săptămâna aceasta vei mai fi iertat. Dacă vii și spui: Doamne, vin la crucea Ta cu păcatul meu. Și aș vrea ca niciunul să nu plece din seara aceasta și să nu spună: Doamne, n-am primit iertarea Ta. Ne rugăm lui Dumnezeu cu toții. Aș vrea ca în această rugăciune, fratele Cristi este prieten bun cu fratele Bogdan și l-a amintit de câteva ori și am zis: acest frate pocăit să stea înaintea lui Dumnezeu și să aducă mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru serviciul din seara aceasta. Și frate Bogdan, condune în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Te rugăm. Amin. 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 Ajută. Amin. 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 Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos,
iubirea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți și acum și până în ziua veșniciei. Amin. Eu nici nu aș fi cugetat că așa mă iubești. Eu nici nu aș fi cugetat că e tare-mi cinstești. Eu nici nu aș fi cugetat că așa mă o săptămână bună cu Iisus Hristos.